Un instructor a fost mort timp de 28 de minute după ce a suferit un atac de cord la un meci de basket. El descrie experiența sa extracorporală și îndeamnă și pe alții să învețe resuscitarea cardiorespiratorie. Australianul în vârstă de 57 de ani susține că a avut o experiență extracorporală atunci când a murit pentru scurt timp și a descris cum a fost să plutească deasupra propriului corp. Acesta a fost transportat de urgență la spital și a fost inconștient timp de 3 zile, în timp ce se recupera după incident și după intervenție chirurgicală pentru a-i se introduce un stern în inimă. Într-un interviu, el a fost întrebat dacă la moarte a văzut viața de după moarte. Nu, nu e nicio lumină la capătul tunelului, niciun nu, nimic de genul acesta. A spus, precizând că a descris ceea ce s-a întâmplat ca fiind o experiență extracorporală. Este ca și cum aș fi stat acolo și mă uitam la un film sau priveam totul ca un spectator, a explicat el. Creierul tău este încă viu, încă funcționează, așa că acela ar putea fi subconștientul meu. S-ar putea să fi fost conștient de ceea ce se întâmplă și să nu fi fost capabil să transmit acest lucru. Ar fi putut fi o mulțime de lucruri. Aș fi putut pur și simplu fi în afara corpului, stând acolo, dirijându-i pe toți, chiar nu știu. Cu toate acestea, el a adăugat că își aduce aminte perfect tot ce s-a întâmplat. Îl văd pe Josh la telefon cu numărul serviciilor de urgență, iar eu îi spun, ce faci la telefon, amice? Lasă telefonul, ești mereu pe el, și-a amintit el. O văd cumva pe asistenta care se grăbește, dar eu nu plutesc, stau în picioare și mă uit. Au luat defibrilatorul, iar toate ambulanțele sunt aici și așa de bine pot să plec și să le las pe ele să se ocupe de asta, fără să realizez că eram eu. În jur de 356.000 de persoane numai în America intră în stop cardiac în fiecare an, fie acasă, fie în public, iar 90% dintre aceste cazuri sunt fatale, relatează știri pe surse.ro.